Altă problemă importantă care a avut loc în această săptămână a avut loc licitația pentru Nordic Skate Park în municipiul Suceava. S-au prezentat două firme la această licitație. Este vorba de firma Civica din Suceava și firma Inscom PSA Fălticeni. Menționez că valoarea totală a lucrărilor este de 591.357 de lei fără TVA. Prețul ofertei, cel puțin deocamdată, firma Civica 488.780,03, firma Inscom PSA Fălticeni 499.339,60. Sigur, sunt și celelalte criterii tehnice și economice, sunt în faza de analiză a ofertelor, sperăm să finalizăm cât mai repede această operațiune și, așa cum am spus, îmi doresc să demarăm din acest an măcar să croim această pistă de role, în așa fel încât în primăvară să o terminăm, să o finalizăm prin luna mai.